dimineața din Monterey, California. Am ieșit din casă și noi astăzi, pentru că ieri am stat izolați. Astăzi am ieșit și culmea este că fix în momentul în care am ajuns la destinația, a început ploaia. Acum s-a oprit, am stat cred că vreo 15 minute în mașină. A dat soarele, oarecum. Da, oarecum, vedem cât ține. Și astăzi ne-am propus să vă mai arătăm puțin Montereiul, pentru că în vlogul anterior v-am arătat doar o mică parte. Și să mergem și în Carmel, un oraș extrem de frumos, despre care am auzit foarte multe. Și cea mai importantă informație este că acolo a fost primar celebrul actor Clint Eastwood. Ah, da? Nu știam. Câte știi, Andreea? Câte știu de la abonații noștri, pentru că asta, vezi ce avantaje ai când citești și răspunzi comentariilor. Da. Ia o faceți, să știți, și dați un like pentru aceste informații prețioase. Haideți cu noi! Cu Hai Hui în doi! Noi trebuie să ajungem acolo. Destinația se numește Lover's Point. E un punct de atracție din acest orășel superb. Iar aici sunt niște piste de biciclete. Pe care mergem noi. Pe care mergem noi. Iar lumea mai și aleargă, am văzut cât a stat mașina. Iar în partea dreaptă avem Oceanul Pacific, din care a ieșit un... Continuați voi în comentarii. Băncile de aici din Monterey poartă un mesaj memorial. Am observat asta, inclusiv cea de aici, din Lover's Point. Am văzut niște flori interesante și seamănă cu ciuboțica cucului. Puteți să-mi spuneți dacă e așa? La priviți. E ciuboțica cucului? Tu ce părere ai, Andreea? Da, așa se spune la noi în Bucovina. La noi în Bucovina așa le spunem, ciuboțica cucului. Probabil sunt regionalisme. La voi în zonă cum se numesc aceste flori? Lăsați în comentarii. Ajungem în punctul pe care îl căutăm și văd că e de fapt un parc, așa? Și ca să facem o recapitulare, noi ne aflăm în a treia zi de cod roșu aici, în America. Uite, doamna are mască. Da, uitați, doamna din fața are mască. Într-adevăr, bătrânii sunt cei mai vizați de acest virus. Dar chiar asta vorbeam cu Andreea acum. Oamenii își văd în continuare de viață aici. Adică ies, aleargă, își plimbă căței, se plimbă cu bicicletele. Ce frumos! Wow. Verdele ăsta! Da. Uite, copaci ăștia, ce interesant sunt! Da, da. Plus că e norat, a dat puțin soarele acum, iar lumina este foarte interesantă. A, uitați, veverițe! Preferatele mele din California. Uitați cum stau. Așteaptă mâncare, săracele, probabil. Haideți să vedem ce reacție are Andreea când le vede. Nu se sperie. Sunt obișnuite cu oamenii. Andreea s-a speriat, cred că. Te-ai speriat? Andreea face acum un Insta Story pentru Instagram. Dați-ne un follow acolo. Uitați cum stă. N-am nimic la mine. Domnule pescăruș, dar ce faceți aici? Mai avem puțin și ajungem chiar la Lover's Point. Probabil se află pe marginea aceea a oceanului. Câte veverițe sunt pe aici. Vă
dat seama că nu e pandemie, aici e full de turiști, de oameni, de localnici. Da, e destul de ușor. Aceste roci stânci sunt abrazive și e cam imposibil să cazi. Trebuie să fii destul de atent oricum. Oh, am ajuns în vârf. Wow, ce tare. Din păcate, bate vântul destul de tare. Sperăm să nu ne strice sunetul. Dar insistăm. A, lei de mare. Îi vedeți? Lei de mare. Cine vede leul de mare? Mânuța sus. Haideți că ne-am retras într-un colț unde nu mai bate vântul, pentru că Andrei este foarte frig. Urăște vântul, ca să știți asta. Auziți, țipă din spate, să nu mai spun asta. Țipă. Mult spus. Unde, unde? Aha, ce tare. Uitați, cei mai buni prieteni. Păi, ce tare. Cum stau amândoi. Super peisaj. Uite un pic cum vine. N-are nicio treabă, frate. Ia. S-a sfiliat. Veverițele nu s-au panicat încă. Au ieșit din bărlog. Nu se plimbă. Prea tare. Zici ceva. Foarte tare. Deci omul și-a dat seama, șoferul, pentru că toată lumea se uita la el și le arăta cu degetul. Uite-te, mă, look, look, look. Și toată lumea se amuza. Deci pescărușul se plimba aici în Monterey cu Mercedes-ul. Ce spuneam și mai devreme, oamenii își plimbă câinii, atmosfera e destul de degajată aici în Monterey. Am ajuns la Asilomar State Beach. E o plajă foarte întinsă, din câte ne dăm noi seama. Și e amenajată. Oceanul e destul de agitat pentru că în ultima perioadă a plouat foarte mult. Sincer, peisajul de aici ne-a dus cu gândul la țările nordice, la Irlanda în special. Foarte frumos arată și e foarte frumos drumul acesta amenajat pentru plimbarea de zi cu zi. Deși bate vântul, e frig și oceanul este destul de agitat, mi se pare un moment destul de liniștitor, să știți. Nici, Andrei, este foarte frig. Adevărul e că acest vânt trece prin toate bluzele astea pe care le avem noi. Andrei nu prea are haine groase, pentru că planul nostru inițial era să stăm puțin în sate și să coborâm înspre celelalte Americi mai calde. Planul de acasă nu se potrivește cu cel din târg. Și ne-am îndrăgostit America. Hello. Yeah. Yeah. Fără drone și aici. Intrăm în parcul 70 Mile Drive și biletul de intrare costă $10. Yeah. Thank you. First here's your card and receipt. Your receipt will serve as a multiple entry pass until sunset today, and since we have restaurants entirely free dining and spend $35, you can show that to the server before you pay and they will take a 10% of your bill. Oh, thank you so much. Thank you. So, here's your guide and map on 70 Mile Drive. Thank you. Bye.
Bye! Foarte drăguț. Da, intrăm în 70 Mile Drive. Destinația numărul 1 de aici din Monterey. Și suntem curioși să vedem. Și în special, domnul ăsta ce mișto e îmbrăcat. Zici că e din alt secol. Uite un pic. Ce-ai făcut? Eu? Azi avem noroc. Avem noroc. Pam, pam. 50.000 de abonați. I can go where I want be. Hai, căprioare, 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 căprioare. Uite acolo. Sperie. Priviți căprioare. Ce mă sperie. Baine. Wow. Foarte interesant parcul ăsta. Și oamenii se plimbă nestingheriți printre căprioare. Drumul acesta duce către un resort privat de golf, se numește Pebble, unde se află și celebra plajă Pebble Beach, de aici din Monterey. Sunt și oameni care locuiesc aici pentru că erau două intrări, una pentru turiști, unde se plătea taxa aceea de $10, și zona pentru rezidenți. Deci aici locuiesc oameni. Cât de tare! Dar priviți ce case frumoase au. Nu oricine ajunge să locuiască aici și nu oricine ajunge să viziteze acest loc. Hai să mizăm și pe partea alaltă. Da. Ce nu fuge de corona. Fugi, fugi, run, run, forest, run. E superbă și această plajă. Dar e nisipul alb, uite un pic. E superb trailul acesta. Vii cu familia duminica, sâmbăta sau când ai timp și faci o plimbare. Hai că a ieșit soarele puțin, dar vântul ăsta ne dă mari bătăi de cap, păcat de vreme, e foarte frumos. Aici sunt terenuri de golf, văd că este și, de fapt sunt mai multe hoteluri, sunt restaurante și ne spunea domnul de la intrare că avem 15% discount la restaurante dacă mâncăm aici. Hai că începe să iasă soarele, poate dispare și vântul. Hai, foarte frumos e, foarte frumos, deci peisajele de aici sunt extraordinar de frumoase și diferă foarte mult de la o zonă la alta, așa, nu știu, vedem dunele acestea de nisip acoperite de vegetație, de flori, apoi ați văzut căprioarele la câțiva metri, oceanul aici, e foarte frumos, ce, nu știu ce ți-ai putea dori mai mult, picul de ploaie. Asta este prima oprire, se numește Spanish Bay și o să mergem până în capăt, fix pe coasta oceanului, să vedem cum va fi drumul acesta, pentru că este de-a dreptul spectaculos, așa am citit și așa am auzit de la voi. Uitați ce curcubeu, până am văzut în viața mea. Da, e foarte aproape de noi. Wow! Și e contrastul ăsta, acest verde al pajiștii, cerul albastru, plus norii gri. E ceva magic.
Ne ciupeam mai devreme. Există așa ceva în realitate. Dar în partea stângă avem oceanul. Uitați. Acesta este un alt viewpoint de aici, din 70 Mile Drive. Cred că o să mergem mai departe. Dar se vede splendid de-a dreptul. Adică, ce mai putem spune în fața unor peisaje precum acesta? The Restless Sea. Am ajuns la un nou viewpoint, iar acest parc, da, e senzațional. Știți că lăudăm multe locuri, dar acesta întrece orice așteptare. Eu nu știam sincer despre ce vorba, ca de obicei, Andreea se ocupă exclusiv de itinerariu și credeam că o să vedem o plajă doar, sau nu știu. Ce bun bate. Da, super peisajul. Iar oceanul are o culoare fermecătoare. Ca în toate parcurile de aici din state, sunt numeroase opriri. Ați văzut și în Red Canyon și la Grand Canyon și peste tot unde am fost, în toate parcurile naturale, sunt popasuri din acestea la câțiva zeci de metri și poți admira natura, te poți bucura. Sunt zone special amenajate pentru picnic, pentru diverse activități. Poți să te plimbi, chiar distanța poate fi parcursă și pe jos. Hai, domnul, ce faci? S-ai blocat? Și așa e și aici. Păcat de vreme, păcat că astăzi nu ne putem bucura cu totul de această experiență. Ne-ar fi plăcut să mergem și noi pe jos dintr-un capăt în altul, sincer, dacă n-ar fi fost vânt. Sunt 54 de grade Fahrenheit în acest moment. Mama Omida zice că sunt undeva pe la 10 grade pentru că vântul amplifică și mai mult senzația de frig. Splendid! Și o să ne rămână pe retină mult timp de acum încolo California, cu toate frumusețile și cu toate momentele pe care ni le-a oferit. Și încă ceva. Oceanul are o culoare splendidă. Splendidă. Priviți puțin că acum a ieșit soarele și se vede mai bine. Cât de fain e. Wow. Uitați ce frumoasă e plaja asta de aici de jos. Haideți să-i facem Andrei niște poze de Instagram. Dacă vreți să le vedeți, intrați acum pe HaiHuiN2. Vedeți acum pe ecran pagina noastră de Instagram, dați acolo un follow.
uitați căprioare în mediul lor natural. Take the next left onto Madre Lane, then turn right onto Portola Road. Uitați câte sunt. Au și un pui. Uitați puțin, am întâlnit căprioare. Da, uite la, uite-le pe astea. Căpetenia. Hello, baby. Uite la uite-le pe astea. Ce tare. Uite că o urmează pe cealaltă. Căpetenia. Hello, Bambi. Cum să nu-ți placă aici? Dați un like dacă vă place și vouă California. Vai, cât e de frumos. Superb. Bye bye. Am omis să vă spunem că acest drum 70 Mile Drive are 17 puncte în care poți opri și admira astfel de priveliști. Și noi ne aflăm acum în punctul numărul 13, deci mai avem încă 4. Și diferă foarte mult. Da, e superb. Ion zice că e superb. Da, splendid și acest punct, bineînțeles. Haideți să-l urmăm pe Ion. E o zonă protejată prin lege. Comoara Californiei. Așa o numesc americanii. Haideți să vedem și următorul point. Și ajungem la celebra plajă Pebble Beach, care e undeva aici, în partea stângă. E un complex, văd că sunt foarte mulți oameni care joacă golf. Eu am ieșit mai devreme pe acolo, undeva. Din păcate nu ai voie să te îndepărtezi spre acea zonă, pentru că era un tip în spate care ne-a spus că trebuie să stăm după acest gard. Da. Ideea e că joacă oamenii golf și probabil... Îți vine o minge dintre aia. Mergem în partea aia, așa. Nu putem, oare? Nu cred. Superbă plaja asta, superbă, efectiv. Dar nu înțeleg de ce nu ne lasă să mergem. Te-ai explicat mai devreme. Te-ai explicat. Da, e superbă plaja, într-adevăr, și păcat de, de restricțiile acestea. Ar trebui măcar așa, o alee pentru muritorii de rând, pentru cei care nu joacă golf, să se poată bucura de priveliște și de plajă. Data viitoare! Ce avem aici? Avem aici o listă a sportivilor care au excelat în acest sport, în golf. Printre care și Tiger Woods. Acum am intrat în Carmel, un alt oraș de poveste de aici, din comitatul Monterey.